La nivel colectiv, ce abilități sunt de dobândit? Abilitatea de se apăra în zonă în diferite dispozitive. Deci, la under 17-18 ar trebui ca acest jucător să știe să se apere în toate dispozitivele și în toate sistemele. Este unul dintre multele sfaturi pe care elevii Academiei Minaur le-au primit de la consilierul tehnic al Federației Franceze de Handbal, Diana Turea. Ea a fost invitată în Baia Mare pentru a sta de vorbă cu copiii, pentru a participa la antrenamentele lor și pentru a realiza un fel de schimb de experiență cu sportivii care s-au dovedit receptivi la noile informații. Eu sunt extrem de mulțumit că am văzut un răspuns foarte pozitiv atât al antrenorilor noștri cât și al sportivilor. Avem copii foarte buni și care reacționează la informațiile primite. Sunt copii care au potențial, așa cum am văzut noi și așa cum a văzut și a opinat doamna Diana. Sunt câteva lucruri pe care putem să le facem și la care copiii au reacționat foarte bine. Diana Turea este plecată de 19 ani din România și de 15 ani este consilier tehnic la Federația Franceză. Interacțiunea cu sportivii băimăreni este cel din tâi experiment de acest gen. Prima mea experiență în contextul meseriei mele să pot să împărtășesc ce am acumulat eu ca formare acolo și să pot să împărtășesc cu altcineva în altă țară. Ceea ce a constatat Diana Turea după discuțiile cu sportivii și antrenorii lor și după ce i-a urmărit pe teren, este că așteptările în ceea ce privește rezultatele copiilor sunt prea mari. În general, în România, ea consideră că acest lucru trebuie regândit și nu trebuie sărit în nicio etapă din devenirea unui sportiv. În rest, la Minaur Baia Mare, condiții sunt, voință este și, de asemenea, profesorii și elevii au calități deosebite. Antrenorii, sincer, au calitate, sunt inimoși, vor să facă. La Academie, din zilele astea de când am văzut, sunt condiții, deci au toate elementele ca să poată să meargă către marea performanță. Și, de altfel, copiii, la fel, sunt foarte buni, marea majoritate au calități. Cred că este o chestiune de organizare. Cred că este o chestiune de a încerca de să nu facem totuși să învățăm la vârstele mici să știe să joace ca adulții și cred că problema, dacă este o problemă în România, în formarea jucătorilor, este că vrem să avem rezultate imediat și copilul să știe să joace ca un adult. Toate sfaturile primite de la consilierul francez sunt binevenite și toate vor fi luate în considerare pas cu pas, mai ales că este vorba despre concepte noi. Lucrurile nu se întâmplă peste noapte și noi trebuie să facem pași în a îmbrățișa unele concepte noi și asta va dura un pic de timp, atât pentru antrenorii noștri cât și pentru copii, ca să putem să ni le asumăm total. Consilierul tehnic al Federației Franceze de Handbal spune că doar modul de organizare trebuie schimbat puțin și că este nevoie ca oamenii de la centru să vină să vadă cum stau lucrurile în teritoriu. Diana Turea spune că, cel puțin local, fondurile sunt satisfăcătoare.